Gata cu webinarile, seminarile și reclamele fără rost, unde te uiți o oră, ca mai apoi să ți se vândă ceva ce poate tu nici măcar nu ai nevoie. Hei, salut și bine ai venit în acest video atipic. De la bun început am să spun de ce am făcut acest video, cum te ajută, iar la final nu am să-ți vând niciun curs de 1000, 2000, 5000 sau 10.000 de lei. Dar înainte de toate, ia te rog un pix și o agendă sau un caiet pentru a lua notițe. Până găsești ceva să scrii, aș vrea să spun că acest video este pentru tine doar dacă ai o afacere de coaching, training sau consultanță și vrei să câștigi peste 100.000 de euro. Dacă vrei! Sper că m-am făcut înțeles aici pentru că e super important. Adică, dacă tu câștigi 7.000, 10.000 de lei pe lună și ești mulțumit cu asta și nu vrei, nu că nu crezi, doar pur și simplu că nu vrei să câștigi mai mult, atunci nu e pentru tine. Deci, scrie pe foaie 100.000 de euro. A, și dacă ești tipul de persoană care este de lăsătoare, adică las că nu mai scriu, ce contează? Păi contează. Contează pentru că este primul pas dintr-un proces de mentorare în care cineva vrea să te ajute. Dacă nu scrii, practic nu accepți ajutorul. Și chiar dacă ai lucra cu cineva, nu ai face ce ți-ar cere și nu ai avea rezultate. Punct și simplu. Așa funcționează. Așa funcționează mentorarea. Ok? Hai că m-am încălzit puțin și să văd ce lecție super tare urmează. Așadar, este pentru cei care câștigă bani din coaching, training sau consultanță și vor să-și dubleze sau să-și tripleze sau pur și simplu să ajungă până la stele cu afacerea lor de coaching. Și dacă cineva nu mă cunoaște, numele meu este Angel Rodian. Am început de la munca în construcții, bodyguard pe la discoteci, am făcut multe aiurel și acum trăiesc full time din coaching. Simplu? Nu. E prea frumos să fie adevărat și lucrurile nu sunt așa. Adică nu sunt așa în sensul că nu peste noapte te trezești coach și ai o afacere de succes. Mi-am deschis primul business în Spania în 2009. Fail. Am lucrat prin construcții de mi-au sărit capacele. Am lucrat nopți după nopți în discoteci pentru a câștiga mai mulți bani și tot nu reușeam să strâng mai mulți. Uite. Nu înțelegeam un principiu fundamental și probabil că nu mă învățase nimeni acel principiu. Și uite care este. Să lucrezi mai mult nu înseamnă să câștigi mai mult. Și scrie, te rog, pe foaie. Mai mult lucru, egal, nu? Taie egalul, bani. Ok? Deci mai mult lucru nu înseamnă mai mulți bani. Și dacă crezi că știi asta, dar câștigi sub 10.000 de euro pe lună sau pe Marte, îți mai repet o dată, pentru că de fapt înseamnă că n-ai înțeles. Să lucrezi mai mult nu înseamnă să câștigi mai mult. Și aici nu mă refer la faptul că tu poate câștigi 6.000 de lei salariu fix și dacă mai lucrezi câteva ore extra sau mai faci un sucubuc, mai câștigi 2.000 de lei extra pe lună. Nu. Mă refer că dacă tu acum câștigi 6.000 de lei și vrei să câștigi 60.000 de lei, trebuie să înveți cum să fii plătit pentru valoarea pe care o aduci și nu pentru timpul implicat. Scrie pe foaie valoare. Dacă ai ascultat asta, înseamnă că acum știi ce trebuie să faci pentru a câștiga mai mulți bani. Poți să închizi și spor la treabă. Stai puțin că glumesc. Te deviez puțin de la subiect. Și probabil dacă mă cunoști știi că sunt foarte reprezit și vreau să spun atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt și fac o farsă. Exact așa cum. Da. Fii atent, cu 10 ani în urmă am început să fac fitness coaching. Cred că se vede. Și m-am specializat în nișa asta de coaching, training și consultanță. Iar 99% din persoanele cu care lucrez sunt experți din această categorie. Din 2016 îi ajut să înceapă o afacere de la zero și să trăiască full time din asta. Fiind super bine plătiți pentru valoarea adusă și nu pentru timpul petrecut cu clienții. Uite, de exemplu, sunt trainer din programele mele care își vând propriile lor programe cu 4.500 de lei, 3.000 de lei. Sunt coach care vând cu 6.000 de lei, cu 3.000 de lei și foarte mulți care vând cu 2.000-2.500 de lei. Și spun asta pentru că majoritatea când au început să lucreze cu mine vindeau programe cu 200 la 500 de lei. Deci, nu știu dacă m-am făcut înțeles, dar lucrez cu coach și trainer din 2016 și ajut să facă bani. Am și o agenție de marketing prin care fac promovări pentru diferite firme și dețin și o platformă de fitness, una dintre cele mai tare din România, aș putea spune. Deci, nu am spus toate astea ca să mă laud, ci doar să-ți arăt că poți să pleci de la zero și să faci ceva super tare. Adică chiar se poate. Mai am și un program de marketing prin care ajut pe coach și pe trainer să pornească de la zero
și să câștige primilor 10.000 de euro, dar nu despre asta este vorba în acest video. Aici vreau să-ți vorbesc despre puterea mediului în care te pui, persoanele cu care te înconjori, vocile pe care le asculți și cum un cer restrâns de antreprenori de top te poți ajuta să schimbi modul de gândire ca mai apoi să începi să-ți dezvolți afacerea. Scrie pe foaie cerc restrâns. Ok, super. Sper că ai scris ce ți-am spus acum, pentru că acesta a fost doar un exercițiu super simplu și înseamnă că ești pregătit să începem cu lecția de azi. Cele patru lucruri pe care trebuie să le introduci și să le dezvolți în afacerea ta pentru a crește la peste 100.000 de euro. Scrie pe foaie patru lucruri. Și înainte să spun care sunt acestea patru, mi-aș dori să spun cum le-am descoperit eu. Păi le-am descoperit prin oamenii din jurul meu, prin persoanele care mă înconjoară și care mă influențează. Uite, știi vorba aceea, dacă stai lângă 5 oameni de succes, vei deveni al șaselea. La fel este și dacă stai lângă 5 bețivani, vei deveni al șaselea. Și nu sunt aici să te influențez, dar nu sunt niciun bețivan, așa că mă consider o persoană de succes. Așadar, să fii înconjurat de antreprenori de top, coach, trainer și consultanți și persoane care acționează, care găsesc soluții la probleme și își ating obiectivele, te face și pe tine să devii o persoană de succes. Scrie pe foaie succes. Și despre asta îți vorbesc aici. Despre puterea unui cerc restrâns de persoane. Pentru ca tu să treci de la 1.000, 2.000, 3.000 de euro pe lună la peste 10.000 de euro pe lună, trebuie să înveți cum și ce fac oamenii de succes. Cum este afacerea lor? Să-ți schimbi gândirea, obiceiurile și acțiunile. Scrie-te rog chestia asta pe foaie. Gândire, obiceiuri, acțiune. Totul pleacă de aici. Și ca să-ți explic cum funcționează de fapt o afacere de coaching super profitabilă, unde tu nu lucrezi mai mult, ci poți oferi mai multă valoare și rezultate, scrie asta. Scrie valoare. Fii atent. Valoarea afacerii tale depinde de ceea ce poți face prin alții. Repet. Valoarea afacerii tale depinde de ce poți face prin alții. Dacă ai fost atent la ce ți-am spus mai înainte și ai înțeles, viața ta de acum înainte nu va mai fi deloc la fel. Scrie pe foaie schimbare. Uite cei patru pași pe care trebuie să-i faci pentru a avea o afacere de coaching super profitabilă și cu rezultate extraordinare pentru clienții tăi. În primul rând, trebuie să vezi rezultatul final. Trebuie să ai viziune. Trebuie să știi cât vrei să câștigi, ce vrei să faci cu banii, ce îți cumperi și cum va fi viața ta. Ca o scurtă paranteză, poți avea mai multă viziune când stai lângă persoane care fac lucruri super tari. Scrie, te rog, pe foaie viziune. Ok, al doilea lucru, învață cum să delegi. Ai nevoie de o echipă și asta e ceva normal. Doar la noi în România aud conceptul de a le face pe toate și e greșit. Ce lider e acela care vrea să le facă pe toate din orgoliu? Trebuie să oferi echipei tale atât responsabilitate cât și autoritatea de a face lucruri în business-ul tău. Și când faci asta, devine un efort de echipă. Scrie, te rog, acolo pe foaie delegare. Și 3. Conduți afacerea. Devin o patron și nu angajat în afacerea ta. Selecționează lideri calificați și cu abilitățile necesare. Scrie, te rog, pe foaie conducere. Și al patrulea lucru, organizează-ți afacerea. Deci aici e haos. De multe ori când am apeluri cu coach, trainer și consultanți și îi întreb despre indicatori de performanță din afacerea lor și diferite sisteme, e haos. Pur și simplu nu știu, nici nu au, nu monitorizează nimic. Deci, structurează un sistem cu proceduri de lucru prin care echipa ta poate lua decizii bazate pe principii și să apeleze la tine doar pentru cazurile dificile. Deci, scrie pe foaie organizare. Ok, uite. Toate lucrurile astea eu le-am învățat, le-am aplicat în afacerile mele și în afacerile altor coach, trainer și consultanți. Și bum, uite rezultatele. Și acum pentru că ai reușit să stai până la final,
Să auzi tot ce am avut de spus, cred că ești o persoană potrivită să fie alături de mine și de alți antreprenori de succes în cercul nostru restrâns numit Marketing Mastermind. Ce facem noi este să ne întâlnim în sesiuni săptămânale pe Zoom, unde discutăm despre cum să facem mai multe vânzări și apoi aplicăm. Sunt foarte multe de spus, dar mai bine vorbim mai multe la un telefon. Și să-ți mai spun câte ceva. Învățăm cum să implementăm aceste patru lucruri despre care ți-am spus mai înainte și totul începe cu schimbarea gândirii tale. Și probabil te întrebi cum, dar pur și simplu, stând lângă noi, vei deveni unul dintre noi, pentru că așa funcționează acest principiu al cercului restrâns. Și, cum spuneam mai înainte, cred că te potrivești pentru că ai stat până acum să mă asculți și asta înseamnă că ți-a plăcut ce ți-am spus. Dar vreau să mă asigur de asta, pentru că țin foarte mult la persoanele care sunt în acest mastermind și îmi doresc să participe persoane care sunt dornice să acționeze și să obțină super rezultate. Și de asta am spus că nu îți vând nimic la final, pentru că nu poți cumpăra înscrierea, ci este pe bază de invitație. Și poți obține asta după conversația de 15, 20, 30 de minute cu mine, prin care eu îmi doresc să te cunosc, să aflu mai multe despre afacerea ta de coaching, să văd cum ești tu, pur și simplu, ca persoană, și apoi să aflu dacă te pot ajuta cu adevărat. Și dacă e totul ok și simt că te pot ajuta, atunci te invit să faci parte din cercul nostru restrâns numit Marketing Mastermind. Nu știu unde vezi acest video, probabil poți să scrii mai jos în comentarii cuvântul Mastermind și te contactez sau apasă pe butonul de mai jos pentru programare. Îți vei putea alege ziua, ora și sunt câteva întrebări la care te rog să răspunzi. Asta o să mă ajute să te cunosc mai bine înainte să ne auzim la telefon. Ok? Super! Atât am vrut să spun și dacă ți-a plăcut exercițiul de azi în care te-am pus să scrii pe foaie, practic tu ai făcut primul pas în a asculta de cineva pentru a obține alte rezultate decât ai avut până acum. Și al doilea lucru este să ne auzim la telefon. Și pasul 3? De-abia aștept să-ți dau bun venit în programul de marketing. Te salut, eu sunt Angel Rodian, o zi super faină!